În deschiderea conferinței pastoral-misionare a fost oficiată o slujbă de tedeum la care au luat parte cei peste 200 de preoți din tot județul Mehedinți. Evenimentul bianual este organizat cu binecuvântarea preasfințitului părinte episcop Nicodim, iar tema propusă se subscrie anului 2014, proclamat de Patriarhia Română ca an omagial al Sfintei Spovedanii și Sfintei Împărtășanii. Se dezbate această problemă a împărtășaniei și a pocăinței. Avem nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de apropierea de Dumnezeu. Nu ne putem apropia de Dumnezeu fără pocăință și apoi să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Invitat special a fost profesorul asistent universitar dr. Gheorghe Ispas din cadrul Universității București, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Alți creștini spun doar în 7 păcatele mari, fără ca duhovnicul să le audă. Și cu voce tare le spun pe cele mărunte, în speranța că în felul acesta li se iartă toate păcatele și se pot împărtăși liniștiți, fără să-și amintească însă cuvintele și sfaturile de la învierea molitvei de spovedanii, iar de vei ascunde de mine ceva, să știi că toate păcatele înduite le vei avea. Va trebui să avem o purtare de grijă deosebită pentru pregătirea sufletelor noastre, în vederea Euharistiei, în vederea împărtășirii cu Preacuratele Taine, așa cum este expresia dulce nutremând, hrănindu-ne deci cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos, dar pregătindu-ne pentru aceasta. Participanții la conferință au apreciat tema aleasă, considerând oportune expunerile cu privire la Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, mai cu seamă în contextul lumii contemporane. Aici, sigur, noi preoții avem mai mult de lucru, ca să zic așa, pentru ca să îndrumăm credincioșii să solicite această și să dorească această slujbă, care este absolut necesară în planul mântuirii. Fără spovedanie nu ne putem curăți de păcate, adică nu putem urca duhovnicește. Însemnătatea acestora pentru viața bisericii în general și viața fiecărui creștin în parte este una deosebită, deoarece prin Sfânta Taina Spovedaniei ne mărturisim păcatele și primim iertarea lor, iar prin hrănirea cu Sfânta Taina a Euharistiei noi devenim Hristofori, adică purtători de Hristos în noi. La finalul conferinței, preoții participanți au adresat întrebări lămuritoare invitatului cu privire la situații concrete întâlnite în desfășurarea misiunii pastorale în parohii. Cea de-a doua conferință pastoral-misionară din acest an va avea loc în toamnă. Respectiva duhovnicilor.